Adrian Popa, mijlocașul de bandă dreaptă, a semnat pe 2 sezoane cu Steaua și de-abia așteaptă să evolueze în fața fanilor roșialbaștri. Experimentatul fotbalist al echipei din Ghencea va purta tricoul cu numărul 88 și a dezvăluit pentru Steaua TV care sunt obiectivele pe care și le-a propus după semnarea angajamentului cu Steaua, formație pe care obișnuia să o susțină din tribune în perioada copilăriei. Adi, bine ai venit în Ghencea. De la ce vârstă a început pasiunea ta pentru Steaua? În jurul vârstei de 7-8 ani am venit prima oară pe stadion și mi-aduc aminte pe vechiul stadion în zona aceea. Iar după, în jurul vârstei de 12-13 ani, am început să merg acolo. Ce înseamnă acest transfer acum pentru tine? Un pas important pentru mine. Revin în locurile unde am copilărit, în locurile unde am cunoscut cam cele mai mari satisfacții din carieră pe acest stadion. Văd un lucru benefic. Pe site-urile de socializare au fost multe mesaje frumoase din partea suporterilor Stelei după ce au aflat că ai semnat cu roșialbaștri. Ce mesaj ai tu pentru ei? Mă cunosc foarte bine de când sunt mic, de când eram acolo cu ei sau de când jucam pentru ei pe gazon, să fie alături de noi, de echipă, să ne susțină, pentru că am trăit atâtea meciuri cu ei în spate și știu cât ne pot ajuta, mai ales aici în templu, cum spunem noi. Iar noi, la rândul nostru, ca și echipă, în special eu, îmi doresc să le ofer satisfacții și să aducem echipa acolo unde este locul, până la urmă, pentru că ăsta este obiectivul. Te gândești să-ți închei cariera și cu o promovare cu Steaua? Nu mă gândesc, ăsta este obiectivul meu personal, pe lângă cel impus în contract. Ce ți-ai propus în acest moment al carierei tale? Pe termen scurt, să fiu sănătos în primul rând, pentru a putea ajuta echipa să prindă ritmul de meci cât mai repede, pentru că eu nu am jucat niciun minut din luna mai când am avut ultima etapă la Clinceni. Au trecut câteva luni și este foarte greu. Chiar dacă m-am antrenat de la 1 iulie cu ei, meciul este meci și n-am jucat nici meciuri de pregătire, nici oficiale. Cum se par aici condițiile de pregătire, lotul pe care l-are Steaua în acest moment, stafful tehnic, tot ce ai găsit la Steaua? Mi se pare totul ok, condiții nu putem pune la îndoială, terenurile de antrenament sunt aceleași ca și ultima oară când am fost pe ele și făceam antrenament aici. Stadion nou, nu mai încape discuție. Lotul, din punctul de vedere, este unul echilibrat, cu jucători care în trecut au fost la Liga 1, deci jucători cu experiență și știm ce avem de făcut. Cum se pare acest sezon la Liga 2? N-am luat contact cu el, nu pot să ofer o părere pertinentă, dar sunt foarte multe echipe de tradiție și va fi interesant. Sperăm ca când se trage prima linie să fim în primele 6, iar din iarnă încolo să atacăm 1-4. Care ar fi argumentele care te-au făcut să semnezi cu Steaua, Adi? Am asimilat tot timpul Steaua cu Ghencea. Sunt multe, știu că suporterii sunt împărțiți. Sperăm să atragem și să vină cât mai mulți alături de noi în continuare, pentru că am văzut că numărul lor este în creștere de la promovare la promovare și sunt sigur când vom intra în Liga 1 și se vor termina toate acele acte în justiție, va fi bine și vor fi cât mai mulți și vor umple aceste tribune.